Primăria Municipiului Chișinău a solicitat autorităților centrale introducerea cadrelor didactice din oraș în linia a doua de vaccinare. Primarul Capitalei, Ion Ceban, a declarat în cadrul ședinței online a serviciilor municipale că a solicitat autorităților introducerea cadrelor didactice din oraș în linia a doua de imunizare anticoronavirus. Potrivit oficialului, cadrele didactice nu vor fi obligate să se vaccineze, o vor face la alegere. Dacă dorim reluarea lecțiilor cu prezența fizică a elevilor în clase, cadrele didactice trebuie să fie vaccinate. Profesorii se află într-o zonă de risc de infectare cu COVID-19. Am solicitat includerea cadrelor didactice în linia a doua de vaccinare, a declarat Ceban. În același timp, Ceban a cerut Direcției Generale Educație Tinere și Sport să întocmească listele cadrelor didactice care doresc să se vaccineze și a solicitat aceste instituții să procure textele necesare pentru verificarea sănătății cadrelor didactice care activează în muniție. tippel kishanau